Creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ și în zonele adiacente acestora reprezintă scopul campaniei de informare, spune Nu abuzului sexual și violenței în familie. În cadrul acesteia se desfășoară acțiuni de informare cu privire la prevenirea criminalității pe diverse teme. Astăzi se vor desfășura acțiuni pe raza municipiului Giurgiu. Acțiunile s-au desfășurat de la începutul săptămânii atât în zonele urbane cât și zonele rurale din municipiul Giurgiu. Polițiști din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității vor distribui o serie de materiale preventive pentru informarea elevilor, iar colegii din cadrul Structurilor de Ordine Publică și Poliție de Proximitate vor identifica dacă este cazul elev care se află în timpul orelor de școală în afara unităților de învățământ. În cadrul acțiunii de astăzi, ce a avut loc în apropierea liceului Ion Maiorescu, mai mulți tineri au fost legitimați și au primit din partea oamenilor legii materiale informative. Cei principal simplu sunt Poliția Municipiului Giurgiu. Desfășurăm acțiune care vizează prevenirea și combaterea faptelor antisociale comise în zona adiacentă unităților de învățământ. Unde altfel ne aflăm într-o astfel de zonă, respectiv Colegiul Național Ion Maiorescu, noi polițiștii o să vă legitimăm și vă rog să-mi dați un act de identitate, eventual. Nu știu că... Stinge, nu? Ce mai? Sunteți în pauză, nu? Da. Da. Vă așteptați așa cu prezența oamenilor legii sau v-au luat cum se pune? Vezi surprindere, vă dați seama. Ce? Tu ai actul de identitate. Se întâmplă să mai dai chiulul? Ai idee de campania oamenilor legii? Poate vă explică dumneavoastră. Ce am înțeles acum că e despre abuzuri și sexuri și abuzuri sexuale. În cadrul acțiunilor sunt cooptați polițiști din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității, Ordine Publică și Proximitate. De asemenea, în cadrul acțiunilor, polițiștii de la serviciul rutier acționează în apropierea unităților de învățământ la trecerile de pietoni în vederea reducerii riscului rutier și asigurării fluienței traficului rutier. Campania se derulează la nivel național în perioada 9-13 mai de Poliția Română.